Citim din Sfintele Scripturi cuvintele Domnului. Voi citi un prim verset din 1 Corinteni, capitolul 10. Pasajul legat de cină, vom pleca de aici. Spune cuvântul, având în vedere, 1 Corinteni 10 cu 17, că este o pâine, noi care suntem mulți, suntem un trup, căci toți luăm parte din aceeași pâine. Dragii mei, până acum am proclamat că suntem un trup și credem că prin cină devenim un trup. Însă haideți să punem în invers problema, să punem întrebarea, suntem un trup? Se manifestă biserica ca un trup? Dăm foaia și citim în 1 Corinteni capitolul 12 ce înseamnă un trup. Cum se manifestă un trup? Cum ar trebui să fie biserica? Și vom putea răspunde dacă suntem sau nu un trup. 1 Corinteni 12, începând de la 12 până la 31, spune cuvântul așa, mădularele trupului. Căci după cum trupul este unul și are mai multe mădulare, și după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot așa este și Hristos. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur duh ca să alcătuim un singur trup. Fie iudei, fie greci, fie rob, fie slobos, și toți am fost adăpați dintr-un singur duh. Astfel, trupul nu este un singur mădular, ci mai multe. Dacă piciorul ar zice, fiindcă nu sunt mână, nu sunt din trup, nu este pentru aceasta din trup? Și dacă urechea ar zice, fiindcă nu sunt ochi, nu sunt din trup, nu este pentru aceasta din trup? Dacă tot trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? Dacă totul ar fi auz, unde ar fi mirosul? Acum, dar Dumnezeu a pus mădularele în trup pe fiecare, așa cum a voit El. Dacă toate ar fi un singur mădular, unde ar fi trupul? Fapt este că sunt mai multe mădulare, dar un singur trup. Ochiul nu poate zice mâinii n-am trebuință de tine, nici capul nu poate zice picioarelor n-am trebuință de voi. Ba mai mult, mădularele trupului care par mai slabe sunt de neapărată trebuință. Și părțile trupului care par mai vrednice de mai puțină cinste le îmbrăcăm cu mai multă podoabă, așa că părțile mai puțin frumoase ale trupului nostru capătă mai multă frumusețe. Pe când cele frumoase n-au nevoie să fie împodobite, Dumnezeu a întocmit trupul în așa fel ca să dea mai multă cinste mădularilor lipsite de cinste. Pentru ca să nu fie nicio dezbinare în trup, ci mădularele să îngrijească deopotrivă unele de altele. Și dacă suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el. Dacă este prețuit un mădular, toate mădularele se bucură împreună cu el. Voi sunteți trupul lui Hristos. Și fiecare în parte mădulare ale lui. Și Dumnezeu a rânduit în biserică întâi apostoli, al doilea proroci, al treilea învățători, apoi pe cei ce au darul minunilor, apoi pe cei ce au darul tămăduirilor, ajutorărilor, cârmuirilor și vorbirii în felurite limbi. Oare toți sunt apostoli? Toți sunt proroci? Toți sunt învățători? Toți sunt făcători de minuni? Toți au darul tămăduirilor? Toți vorbesc în alte limbi? Toți tălmăcesc? Umblați dar după darurile cele mai bune, și vă va arăta o cale nespus mai bună. Amin. Biserica ocupă locurile. Dragii mei, suntem la casa Domnului, într-o zi de cina Domnului. Am plecat de la acest verset care spune, noi pentru că luăm dintr-o pâine, suntem un trup. Și am deschis Scripturile la 1 Corinteni, capitolul 12, să văd în ce măsură biserica locală este un trup. Se manifestă acea unitate morfologică și funcțională dintr-un trup omenesc în trupul lui Hristos local? Vedeți, Biblia spune, voi sunteți trupul lui Hristos. Fiecare în parte, mădulare ale Lui. Așadar vom pune două întrebări. Suntem noi un trup?
Și a doua întrebare personală, fac eu parte din trup? Cina Domnului este pentru cei care sunt în trup. Noi presupunem că suntem în trup. Dar astăzi nu presupunem nimic. Astăzi verificăm. Fac eu personal parte din trupul lui Hristos, mă manifest în trup, am semnele pe care le are un mădular viu dintr-un trup viu? Și Domnul să ne dea înțelepciune să răspundem corect la întrebările astea. Suntem un trup? Există multe metafore pe care le folosim ca să descriem biserica. Și este legitim să folosim metafore contemporane. Dar vreau să revenim la metaforele biblice. De exemplu, noi spunem și predicăm că biserica este un spital. Și așa-i. Aici Dumnezeu ne vindecă. Biserica este comparată cu o armată. Și așa este. Avem un război spiritual de dus. Biserica este comparată cu o școală și într-o măsură așa este, venim aici ca să fim învățați, noi venim și învățăm Hristos, ne învață prin cuvântul Lui. Și probabil cea mai iubită metaforă este instituția, biserica este o instituție divino-umană, predicăm noi. Dar cuvântul instituție nu apare în Biblie, metafora asta este contemporană, nu este biblică. Metaforele acestea sunt bune, descriu parțial biserica, dar sunt periculoase, că s-ar putea să introducă concepte noi despre biserică, care nu sunt biblice. De bună seamă, da, biserica este un spital, dar există riscul să tratezi fiecare membru ca un pacient, să vezi în toți câte o boală sau o bolicică. Ori biserica este într-o măsură un spital, dar nu putem să considerăm biserica doar un spital. Biserica este o armată, dar nu este militarie, nu e cazarmă. Nu putem să funcționăm în trupul lui Hristos cu obligativitățile, cu tonul, cu aerul militar de la cazarma militară. Da, biserica este o școală, dar unde accentuăm prea mult metafora asta, s-ar putea să ne transformăm într-o chestiune, într-un loc al teoriei. Venim să învățăm, citim, studiem. Dar lipsește practica. Și cu siguranță, în ce privește metafora instituției, există riscul să tratăm biserica prin prisma înțelegerii noastre despre o instituție. Există riscul ca biserica să semene tot mai mult cu instituțiile seculare, să împrumutăm concepte de la corporațiile noastre, de la firmele noastre, de la instituțiile din afara bisericii. Da, biserica este o instituție, dar este mai mult decât o instituție. Și vreau să comparăm instituția și trupul. Există diferențe între o instituție și un trup. Biserica este chemată să fie trup, nu instituție. De adevăr, și metafora aceasta are rolul ei. Vrem să subliniem seriozitatea bisericii. Este o instituție serioasă. Avem lideri, avem statut, avem legi, avem constituție, nu? Avem și noi lideri și o ierarhie destul de bogată. Avem relații cu guvernul, suntem cu istorie, suntem instituție. Dar suntem mai mult decât o instituție, suntem trupul lui Hristos. Și pe mine astăzi mă interesează dacă mai suntem trupul lui Hristos. Instituție suntem. Care sunt semnele că suntem un trup? Auziți ce spune cuvântul Domnului? Voi sunteți trupul lui Hristos și fiecare în parte mădulare ale Lui. Începem cu primul verset. Căci după cum trupul este unul și are mai multe mădulare. Și după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot așa este și Hristos. Iată, primul semn al unui trup viu este această diversitate de mădulare. Sau cum ne place nouă generația noastră, sloganul ăsta, o unitate în diversitate. Asta este prima caracteristică a unui trup. Mădularele sunt mai multe, trupul este unul.
Acum trebuie să lămurim ceva, ne cam place sloganul ăsta, unitate în diversitate, și l-am cam ciopărțit după cum ne place nouă. Să fie clar în Biblie, nu găsim nicăieri ideea de unitate în diversitate de idei. Dacă aici am extrapolat principiul acesta, Biblia nu vorbește despre asta, o unitate în diversitate ca principiu general. Da? Ăia ce cunună homosexual, cu ăia care nu cunună să fie prieteni, ăia care țin sabatul cu ăia cu sâmbăta să fie toleranță, ăia cu batic pe stradă cu ăia fără. În Biblie nu găsim așa ceva. Nu e vorba de o unitate în diversitate în ce privește genurile de muzică, părerile, ideile. Frate, suntem de toate culorile, da, să ne iubim și să ne tolerăm. Nu asta scrie Biblia. În ce privește învățătura, în aceeași carte, în Corinteni, voia lui Dumnezeu este clar enunțată în primul capitol. Vă îndemn, dar fraților, pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos, să aveți toți același fel de vorbire. Să n-aveți dezbinări între voi, ci să fiți un uniți în chip desăvârșit într-un gând și o simțire. Voia lui Dumnezeu este unitate doctrinară. Chiar dacă Pavel recunoaște că există diferențe de încredințări, la anumite niveluri se tolerează o oarecare diferență, însă Dumnezeu este pentru unitate în ce privește ideile, da? Nu ideea asta modernă de coloratură de idei, de încredințări, fiecare cu genul lui, fiecare cu părerile lui, noi trebuie să ne tolerăm. Aici în Scriptură se vorbește despre diversitate de daruri și atât. Un singur trup, dar mai multe slujbe. E diversitate a slujbelor și nu coloratura unui corcubeu de idei de tot felul împrumutate de nu știu unde. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să înțelegem diversitatea corect. Pentru că Pavel spune clar la ce diversitate se referă, da? Mădularele sunt mai multe, trupul este unul. Și spune așa, și Dumnezeu a hotărât în biserică. Imediat versetul următor. Ne spune care e diversitatea, care sunt mădularele? El a hotărât în biserică apostoli, proroci, învățători, pe cei ce au darul minunilor, cei ce au darul tămăduirilor, cârmuirilor, vorbiri în felurite limbi. Asta e diversitatea. Diversitate de daruri, diversitate de slujbe în trupul lui Hristos. Dragii mei, este foarte important ce spune apostolul Pavel. Voi sunteți trupul lui Hristos. Mă vreau să vă întreb, trupul lui Hristos este biserica internațională sau biserica locală? Nu? Din perspectivă teologică, trupul lui Hristos este biserica de pretutindeni. Hristos are un singur trup. Cum poate Pavel să spună corintenilor, o biserică mică, mult mai mică decât biserica noastră, să le spună uitându-se în ochii lor, voi, frați din Corint, pentru că asta e adresată corintenilor, voi sunteți trupul lui Hristos. Oare ce vrea să ne învețe apostolul Pavel aici? Că biserica locală ar trebui să aibă toate darurile din biserica internațională. Da? Biserica pentecostală numărul 1 trebuie să fie în miniatură trupul lui Hristos internațional. Noi nu ne putem amăgi cu faptul că există proroci în Bucovina. Că există oameni cu dar de vindecare la Hunedoara sau știu unde. Nu. Pavel se uită la biserica locală și spune, voi sunteți trupul lui Hristos. Adică în biserica din Corint, în biserica din Dej, eu văd toate mădularele din trupul internațional. Pentru că biserica locală are nevoie și de ficat, și de rinic, și de mâini. Nu ne putem lăuda cu mădularele din altă parte. Atunci când povesteam cu fratele Dragoș Hoitor într-o împrejurare, îl întrebam, frate Dragoș, cum se face că la voi în Bucovina sunt mult mai mulți proroși decât în Ardeal? Și el așa șugubăț cu mâini zicea, auzi, lasă că voi aveți darul cârmuirilor, vă ajunge. Deci 100 de ani voi conduceți cultul, noi prorocim, voi conduceți. E, dincolo de gluma asta, Biblia nu vede așa. Darul cârmuirilor nu înlocuiește darul prorociei. Învățătorii nu înlocuiesc cântăreții. Dumnezeu vrea să fie toată gama, toată diversitatea darurilor în biserica locală. Și Pavel pune o întrebare aici, oare toți prorocesc? Care e răspunsul implicit? Nu!
Oare toți sunt învățători? Ferească Dumnezeu! Deci Dumnezeu este împotriva specializării. Aici e diferența între instituție sau firmă sau companie și biserică. Compania se specializează. Da, există firme specializate pe ceva. Producem mase plastice, producem hârtie, producem metal, producem cutare, noi furnizăm asta, asta. În biserică noi nu avem voie să ne specializăm. Nu e bine ca toți să fie învățători, toți să fie... Nu asta vrea Dumnezeu, dacă toate mădularele ar fi un singur mădular, uniformitate, unde ar mai fi trupul, întreabă fratele Pavel și Duhul Sfânt prin el. Deci, frații mei, tendința bisericii moderne este de a deveni mai mult instituție. Biserici specializate. Frate, noi suntem o biserică a închinării. Biserica modernă, unde dau buzna mii de tineri. Dom'le, nu contează predica, proroci, dacă sunt, rugăciune. Noi suntem specializați pe închinare. Și asta prinde la tineri. Bine, asta e club muzical creștin, nu biserică. Biserica e trup. Biserica are toate darurile. Ne lăudăm uneori așa, băi, noi suntem cu predicile, avem predicator bun, slavă Domnului. Predicatorii nu pot să înlocuiască prorocii, văzătorii, darul vindecărilor, darul minunilor. Nu se poate. Hristos ne învață azi că noi nu avem voie să devenim instituție specializată. Biserica aia, Domnule, dacă merge acolo, acolo este predică. Acolo dacă merge este cântare, să cântă impecabil. Bun, dar rugăciunea? Dacă rugăciunea e slabă, trupul nu funcționează. Puneam și cu o altă întrebare, o altă ocazie, întrebarea asta, oare cum ar fi să avem într-un trup 10 inimi sănătoase și să n-avem ficat? Cât trăiește un trup fără ficat? Nici o secundă. Există mădulare fără de care se poate trăi, dar ești bolnav, ai un handicap. Există mădulare fără de care nu poți să trăiești. Dragii mei, tot așa este și biserica, repet, care are 10 predicatori de top, da, să fie 10 de Billy Graham la noi în biserică membri, dacă ne lipsesc prorocii, mijlocitorii, văzătorii, darul vindecărilor, suntem cel puțin o biserică bolnavă, dacă nu moartă, pentru că sunt funcții fără de care trupul nu poate să trăiască. De-aia și Pavel spune, umblați dar după darurile cele mai bune. Pentru că există anumite daruri fără de care nu se poate în biserică. Adică există riscul ca biserica să moară. Și există atâtea biserici istorice care fără să mă tem, fără să am remușcări, nu sunt deloc, nu știu cum să spun, cu prejudecăți, sunt biserici istorice moarte. Merge acolo, liturgia este uscată, fără sens și nu mai mișcă viața Duhului Sfânt în biserică, pentru că lipsesc mădulare vitale din biserică. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să înțelegem nevoia de diversitate a darurilor. Aici în text vedem oarecum glasul darurilor mai puțin vizibile. Dar, dacă vreți, darurile mai complexate. Vorbește darul, că, bă, dacă nu sunt mână, nu sunt din trup. Da? Poate există complexul, dar eu n-am o slujbă atât de importantă. Dar spune Pavel, nu-i din trup? Ba da. O, dacă nu sunt ochi, nu sunt din trup. Da, ochiul e important, dar există și mădulare care, teoretic, sunt mai puțin importante, mai puțin vizibile, dar esențiale totuși pentru trup. De aceea Dumnezeu ne încurajează pe toți astăzi. Sunt slujbe care se văd și slujbe care nu se văd, dar toate sunt importante pentru trup. A văzut cineva vreodată în oglindă glanda hipofiză? Unde-i? Unii nici nu știți. În spatele nasului, e cât un bob de mazăre, dar el este creierul tuturor întregului sistem endocrin. El controlează toate glandele din corp. Fără mazărea aia mică, îți pierzi și echilibrul. Dar nu se vede. Și în trupul lui Hristos există mădulare importante care nu se văd. Nu toate slujbele sunt publice. Dar zice Pavel, dacă nu sunt ochi, dacă nu sunt gură, nu sunt din trup? Ba da, este răspunsul implicit. Și Dumnezeu să binecuvinteze toate darurile din biserica noastră. Dragii mei, hai să ne uităm la listă. Apostole avem? Biblia spune că în biserică sunt apostoli. Proroci avem?
mai avem. Învățători avem, da, destul de mulți. Darul minunilor. Darul tămăduirilor. Aici ai un pic de pauză. Paranteză. Sărim la ajutorare, slavă Domnului, aici stăm cel mai bine. Cârmuire. Întotdeauna o să fie oameni care vor să cârmuiască. Darul ăsta e din belșug în biserică. Deci avem și n-avem. Trebuie la nivel practic, ca o concluzie, să ne rugăm lui Dumnezeu să dea darurile care nu sunt. Amin? Repet, nu putem înlocui ce lipsește cu ceea ce avem din abundență. Trupul trebuie să aibă toate mădularele. Și aici vreau să mai am o interpretare legată de darurile cele mai bune, adică darurile cele mai necesare. Dați-mi voie să interpretez și altfel această expresie. Dacă aș întreba un orb care este cel mai important mădular, ce ți-ar spune? Ochiul, pentru că ăla nu-l are. Dacă aș întreba un om șchiop fără picioare, care este darul cel mai necesar, mădularul cel mai necesar? Ar spune picioarele, pentru că alea nu le are. Într-un anume sens, darurile cele mai bune, cele mai necesare în biserica noastră sunt cele pe care nu le avem. Pentru că ele împiedică, lipsa lor împiedică dezvoltarea naturală a bisericii. Dragii mei, să ne păzească Dumnezeu de orice formă de specializare. Asta e la instituții. În trup avem nevoie de toate slujbele din trupul lui Hristos. Am mai predicat asta. Ne rugăm ca Dumnezeu să dea ce lipsește. Altfel, trupul e bolnav. Altfel, creșterea lui nu este armonioasă. Dumnezeu vrea să pot rosti de la amvonul bisericii și să spun: voi, biserica pentecostală numărul 1 din Dej, voi sunteți trupul lui Hristos. Și fiecare în parte sunteți mădulare în acest trup. Și Dumnezeu să binecuvinteze biserica lui. Amin. Continuăm mai departe cuvântul, nu doar despre diversitate, și prezintă aici un fel de revoltă în trup nenaturală. Și spune, ochiul nu poate zice mâinii, n-am trebuință de tine. Nici capul nu poate zice picioarelor, n-am trebuință de voi. Ba, mai mult, mădularele trupului care par mai slabe sunt de neapărată trebuință. Vedeți? Expresia asta este de neapărată trebuință. Fiecare mădular. Există diversitate, dar accentuăm acum mai mult interdependența. A doua trăsătură este interdependența. E neapărată trebuință de fiecare, da? Deci Biblia nu-ți dă voie să zici, auzi frate, acum se poate și fără proroci. Ce, nu există biserici fără proroci? Biblia spune, este de neapărată trebuință. Se poate și fără darul vindecărilor. Avem un dilemn, avem prezbiteri. Biblia spune, nu, fiecare mădular este de neapărată trebuință. Adică există o interdependență. Ochiul nu poate zice mâinii, n-am trebuință de tine. Eu am avut un frate bolnav care avea o manifestare ciudată. Nu știu ce boli a avut, că a avut foarte multe, dar din când în când își dădea palme. Se trăgea de cap. De atunci, ori de câte ori văd copii care se trag de cap sau își dau palme, știu că sunt bolnavi. Ăsta e semnul bolii, când mădularele se lovesc unul pe altul. Păi nu e normal. Un mădular să-l lovească pe celălalt. În trup, mădularele simt unele cu altele. Când se trage un om de cap, e bolnav. De aceea, între daruri, trebuie să fie armonie în biserică. Între daruri, între mădulare, nu există război. Această revoltă în trup este întruchipată frumos într-o poezie scrisă de fratele Petru Dugulescu, o știu de când eram copil, poate e mai sugestivă, mai grafică decât ceea ce am explicat eu din două versete simple. Zice poezia așa, într-o zi însorită, ochiul mânios se zbătea în orbită și privea în jos. Ce e, frățioare? Eu l-am întrebat. Ai vreo supărare? Da, sunt revoltat. Și îți voi spune acum adevărul tot, că am răbdat într-un așa cum nu mai pot.
Din a mea înălțime, tot privind în jos, la piciorul ăsta strâmb și noduros, pe ale mele gene jur că nu mă înșel, că de la o vreme prea încălțat e el. În ciorap, în gheată, veșnic lustruit, să-l admire lumea, ioi ce ipocrit! Iar eu procopseală niște ochelari, ca să fiu tot paznic, nu, mai bine chior, chiar de par obraznic, vreau să fiu picior. Și dintr-o zvâcnire ochiul a sărit, dar fără privire talpa l-a strivit. Când cu duioșie vrut am să-l adun, mâna cu mânie îmi stătea, îmi dădea un pumn. Slugă credincioasă, dar cu tine ce-i? Asta-i ce mă apasă, slugă cât mă vrei. Numai încordată să lucrez, să scriu, să hrănesc stomacul veșnic nesătul și umflat cât sacul, nu mai vreau. Destul, singură-mi stăpână vreau să-mi fac pe plac, eu nu mai sunt mână, mă declar stomac. Și din clipa în care mâna n-a lucrat, nehrănind stomacul, biata s-a uscat. Auzind urechea, tristul tărăboi dintr-o dată strigă, și eu fac război. Simplă, clăpăugă, stau ca un tolcer, nici eu nu sunt slugă, gură mă prefer. Ia-i fără pereche, totu-i pentru ea, parcă pe ureche nu se poate bea. Probabil că nu. Parcă face gălăgie ca un papagal, mi se dă și mie să mai fac scandal. Își sfârșie de ea și apoi amuții și din clipa aceea sărmana surzi. Dar vă rog, nu plângeți cu al milei foc, că din fericire toate-mi sunt la loc. O anomalie, cum am prezentat, doar în fantezie mi s-a întâmplat, însă plângeți faptul trist și dureros, că se întâmplă acestea în trupul lui Hristos. Dragii mei, în biserică, între daruri este interdependență. În instituție este competiție. Competiție. Fac ce pot să găsesc slăbiciunea celuilalt ca eu să fiu promovat. Fac ce pot să subliniez importanța slujbei mele ca să mi se mărească salariul. Biserica nu este instituție din acest punct de vedere. Biserica e trup, e interdependență și orice formă de competiție între daruri, între autorități, duce la îmbolnăvirea trupului lui Hristos. Dumnezeu să ne păzească de boala asta. Dragii mei, dacă nu ne vom uita la istorie, suntem condamnați să o repetăm. Veți vedea că în istoria creștină, biserica a început cu un echilibru frumos. Găsim în Fapte 13, probabil modelul ideal de biserică, unde spune acolo cuvântul, în biserica din Antiohia, capitolul 13, versetul 1, era, spune cuvântul acolo, în biserica din Antiohia erau niște proroci și învățători, pe când slujeau Domnului și posteau. În biserica ideală, învățătorul și prorocul sunt împreună la post și rugăciune. Între proroc și învățător nu există competiție. Care-i mai mare? În trup nu există această competiție. În instituții există competiție. În trup există interdependență. Niciodată în trup nu o să vezi că concurează între ele mădularele. De aceea e important. Biserica, din păcate, a luat-o într-o direcție greșită. A existat o competiție între doi poli de autoritate. Veți vedea în Scriptură că există autoritatea celor cu harisme, cu daruri. O autoritate investită prin Duhul. Prorocul are autoritate de la Duhul Sfânt. Văzătorul are autoritate, cel cu darul vindecărilor are autoritate. Este o autoritate dată de Duhul printr-un dar. Însă tot în Scriptură găsim acea ierarhie eclezială. Diacon, prezbiteri, păstori. La început, în primele sute de ani, a fost armonie. Pe parcurs, ierarhia eclesială a pus stăpânire pe scena bisericească. Și darurile Duhului au fost marginalizate și au dispărut. Nu mai găsim aproape deloc proroci în Evul Mediu. Se dezvoltă, se stufoșește ierarhia cu arhiepiscop, megaepiscop, patriarh peste patriarh, se dezvoltă autoritatea eclesială, ierarhia și dispare harisma, dispar darurile aproape complet.
De aceea biserica intră într-un con de umbră. De aceea Dumnezeu a găsit cu cale să o revigoreze prin revărsarea Duhului în modernitate. E bine să învățăm de la biserica tradițională. Dragii mei, în biserica noastră, când s-a născut biserica pentecostală, venim acum în curtea noastră, astea dor mai tare, la început a fost un accent mai mare pe daruri. De exemplu, în Bucovina au existat biserici în care nu începea slujba fără prorocie. Da, atâta se rugau până când Duhul Sfânt spunea fratele Emi Fedur îi hotărâ să conducă programul de azi. Nici vorbă de programare. Totul era programat prin Duh profetic. Era o scenă dominată de proroci. Tremurau toți predicatorii că oare pe cine alege Duhul Sfânt prin proroci. Asta e o anomalie. Da? Să punem accent doar pe darul. Tot era prin prorocie. Dacă Duhul Sfânt spunea ordinația-l pe cutare, nu conta că biserica îl vrea, că are mărturie, o zis Duhul Sfânt. Asta a fost începutul, excesul mișcării pentecostale. Acum e exact invers. Durerea mea este că mergem încet pe urmele bisericilor tradiționale. Darurile marginalizate, minimalizată autoritatea lor și maximizată autoritatea structurii ierarhice. Astăzi Duhul Sfânt ne duce la Biblie, biserica e trup, nu instituție. În trup există interdependență între toate darurile Duhului Sfânt. La noi e și mai complicat, există trei poli de autoritate, există și grupul celor cu dar de cârmuire, comitetul, are autoritate. Cei ordinați au autoritate prin ordinare, cei cu daruri au alt fel de autoritate. E foarte important să ne rugăm lui Dumnezeu pentru această armonie în trup, între cei trei poli de autoritate. În trecut am făcut parte dintr-o biserică în care era o competiție între cei ordinați și comitet. Era comitet pastoral, toți cei ordinați, și comitet administrativ. Și era un război permanent, știu ce vorbesc, am fost acolo, slujitor. Cine are autoritate supremă? Dacă ăștia zic așa și ăștia zic invers, care e mai mare? Care comitet are autoritatea supremă? Și era un tărăboi exact ca în poezia noastră. Eu când văd asta, îmi amintesc de fratele meu care își dă palme singur. Într-un trup nu trebuie să existe astfel de conflicte. Nu sunt de acord cu prorociile împotriva păstorilor. Oricine ai fi, nu cred că Dumnezeu te pune pe tine să corectezi în plen păstorul că nu se roagă destul sau că nu citește Biblia. Eu mă îndoiesc profund de astfel de prorocii. Este mereu războiul ăsta în care vrem să arătăm că noi suntem mai importanți și să-i punem la punct pe ceilalți. Nu sunt de acord nici cu predicile care execută prorocii. Nu așa se rezolvă problemele. Am auzit N predici în care cu tendință slujitorul se folosește de autoritatea pe care o are la microfon, e un har să ai microfonul, și cioplește, și lovește, și denigrează prorocii. Acolo îmi amintesc când aud predica de fratele meu care își dă palme, trupul ăla e bolnav, nu e normal să-i dai o palmă celuilalt într-o predică. Nu e normal ca la comitet să se execute proroci. În bisericile noastre există, am întâlnit nu puține situații în care comitetul, cu autoritatea pe care o are, se ocupă de margini, ăla nu mai prorocești, fără o bază biblică. Dintr-o tendință de a arăta că eu sunt mai tare și nu tu. Dumnezeu să ne păzească de Duhul ăsta. Frații mei, e o artă, e o armonie, e o lucrare duhovnicească. Să existe echilibru și interdependență și armonie între toate darurile bisericii. Și mă rog Domnului să nu ajungem ca bisericile tradiționale, doar cu diaconi, prezbiteri și păstori. Vom fi o biserică săracă. Și în timp vom muri. Dumnezeu vrea să fie toate mădularele din Biblie și ele să fie în armonie, nu într-o competiție în ce privește autoritatea. Repet, sunt mai multe tipuri de autoritate, ele trebuie să rămână în armonie. Dumnezeu să binecuvinteze biserica lui. Amin. Mă duc mai departe și vreau să mai observ ceva. Continuă Apostolul Pavel, o luăm la rând textul. Zice cuvântul aici: și părțile trupului care par mai vrednice, care par vrednice de mai puțină cinste, le îmbrăcăm cu mai multă podoabă. Așa că părțile mai puțin frumoase ale trupului nostru capătă mai multă frumusețe.
Pe când cele frumoase n-au nevoie să fie împodobite. Dumnezeu a întocmit trupul în așa fel ca să dea mai multă cinste mădularelor lipsite de cinste. Aici e o logică foarte antilogică, da? Dacă vreți, este o rațiune biblică împotriva logicii umane. Cei necinstit să fie cinstit. Sau cei vrednic mai puțină cinste, nu necinstit. Și ce este slăvit să nu mai fie slăvit, că deja este slăvit. Interesantă logică în trup. În instituție exact invers. Cei slăvit, îi proslăvit, se scot în evidență meritele, performanța. Sunt slăviți cei cu daruri speciale, cei care sunt buni, sunt promovați, sunt aplaudați. În trup, Biblia spune invers. Interesant. Cei care sunt vrednici de puțină cinste să fie cinstiți, iar cei care sunt deja cinstiți să nu mai fie cinstiți. Și întreb din nou, suntem trup sau instituție? Deci, cu alte cuvinte, nu trebuie lăudați oamenii a căror daruri sunt evidente, într-una tot îi... Păi se vede din avion că Dumnezeu e o binecuvântat special. Dimpotrivă, trebuie încurajați cei care sunt mai slabi. În trup, slăbiciunea este acoperită. În firmă, în instituție, slăbiciunea este marginalizată. Nu performezi, out. Acolo sunt cifre. Performanță. Dom'le, nu performezi, zbori. În biserică nu e așa. În biserică, a treia trăsătură a trupului este acceptarea. Cel slab, mădularul vrednic de mai puțină cinste, mădularul slab, chiar mădularul rușinos, că la asta se referă Biblia, care sunt acoperite de haine. Zonele rușinoase numite în limbajul popular. Astea trebuie împodobite mai mult. În trup slăbiciunea se acoperă. În companie, slăbiciunea este marginalizată și extirpată. E slab, ești out, trebuie să performezi. Biserica nu este fabrică. Biserica nu trebuie să se bazeze pe performanță. Nu performezi, ești out. Oamenii se formează într-un climat de acceptare. Mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Acceptare. Cel slab este acceptat cu dragoste și acoperit. Domnul să ne dea înțelepciune. Interesant pune Dumnezeu problema. Da? Trebuie să-L acceptăm pe cel de lângă noi. Chiar dacă este un mai slab. Și să veghem. Pentru că numai într-un climat de acceptare se pot forma tineri predicatori, tineri păstori, tineri proroci. Există biserici care nu se formează mai nimic, pentru că este un climat al performanței. Nu îi se dă șansă să crească omului. Ce? Nu predici, nu cânți. Într-o biserică adevărată se acceptă și slăbiciunea. Pentru că numai într-un climat de acceptare, repet, se poate forma un slujitor tânăr. De aceea am spus marța tuturor celor care au primit daruri, și sunt mulți tineri cu daruri, îndrăzniți să le spuneți marți. Într-un climat de acceptare putem să corectăm, să vedem ce îi, ce nu-i, să învățați să folosiți darurile. Să foarte mult se tem. Pentru că într-o oarecare măsură sunt printre noi oameni care articulează imediat. O greșit, arde-l. În trup nu e așa. În trup există slăbiciune. Ba chiar părți rușinoase. Se acoperă. Domnul să ne binecuvinteze. Să avem acest climat de acceptare, putem corecta în dragoste. Există foarte mulți oameni părăcioși. Frate păstor, ai văzut? Și într-adevăr, la oameni există slăbiciuni. Și mai și au un aer de priveghetor. Frate, e veghere, nu-i veghere. Părăcioșeala nu-i veghere. Pentru că de obicei oamenii ăștia cer o sândă. Dacă nu iei măsuri, ești ca ei. Și oarecum devine biserica un fel de ring de box în care ne penalizăm slăbiciunile unii altora. Că se întâmplă și în familia ta, se întâmplă și în familia mea și abia aștept la colț să te prind cu slăbiciunea, cu partea rușinoasă, să o scot în prăjină. Am văzut soția lui, copilul lui, a fost îmbrăcat așa. Dar nu-i spirit de veghere, nu-i spirit de dragoste, îi pâră. Cerem o sândă, o sândește-l, execută-l, frate, că ești păstor. Și atât de mult se pune presiune într-un spirit de meci la puncte.
L-am prins în slăbiciunea lui. Frații mei, asta nu-i trup. Asta e instituție. În care căutăm slăbiciunea, o scoatem în evidență ca noi să fim promovați. În trup, cu dragoste se corectează, dar se și acoperă. Asta spune Biblia. Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Să fim trup. Când găsim o slăbiciune, să o corectăm cu dragoste. Nu să cerem o sândă. Dacă se poate, să o corectăm noi. Dacă nu, să lăsăm liderii să o corecteze tot cu dragoste. Și ultimul gând, pentru că timpul a trecut, spune cuvântul aici, și dacă suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el. Dacă este prețuit un mădular, toate mădularele se bucură împreună cu el. Ce test greu! Când îi bolnav un mădular, toate mădularele suferă. E foarte greu să predic asta. Că vine întrebarea, când îi bolnav un frate din biserică, chiar te doare? Aici te poți verifica, ești în trup sau nu ești? Da? Nu e vorba de scremutul ăla emoțional, vai, de condescența aia, de compătimire, vai, încerc să simt cu tine, vai ce mă doare, condoleanțe. Nu, astea-s vorbe. Când suferă un mădular, te doare până în măduva oaselor. Dacă nu, nu ești din trup. Săptămâna asta mi-am dat peste deget cu ciocanul. Vreau să vă spun că nu m-am schinuit să mă doară. Nu m-am forțat să simt, m-a durut până în rădăcina tuturor neuronilor. M-a durut de... Era un frate lângă mine, un tânăr, și n-am zis nimic. Nu știu ce aș fi zis. Aș fi strigat, au, doare, vai. N-am zis nimic, dar pe moment mi s-a luat curentul, nici n-am mai auzit ce vorbea cu mine. Mă ținea de vorbă, n-am fost atent, am dat pe lângă cui, drept în deget. Păi frate, l-am simțit până în măduva oaselor că am dat cu ciocanul. Ăsta e trup. Ce ai simțit când s-a anunțat că sora Călina Condor începe un nou tratament de chimioterapie? Ascultă-mă aici, aici îți poți verifica viața. Ești în trup? Ai simțit durere când ai auzit de accidentul fratelui Mircea Ionac? Sau un mesaj de condoleanțe? Asta e instituție. Într-o instituție, când moare cineva, pe site se scrie cu durere în suflet, anunțăm trecerea în neființă a directorului Abureală. Vorbe, condoleanțe, drum zborlin printre îngeri, avem vorbe. Păi frate, nu putem să simțim, că suntem o biserică mare, nu ne cunoaștem, nu putem să simțim atât de intim. Păi înseamnă că e un bai cu biserica mare. Hristos nu ne-a lăsat poruncă să fim mulți. Ne-a lăsat poruncă să fim trup și să simțim unii cu alții. Dacă nu mai simțim unii cu alții, probabil că ar trebui să căutăm mai puțin să fim mulți și să căutăm mai mult să simțim unii cu alții. Dacă numărul mare ne împiedică, corectăm problema, dar dacă putem să facem ceva, să facem, trebuie să simțim unii cu alții. Asta e semnul că suntem un trup. Când îți dai cu ciocanul pe ăsta deget, simți. Când cineva e bolnav de cancer, te doare, mijlocești, plângi, ai compasiune. Și acesta este al patrulea lucru, empatia, compasiunea, într-un trup autentic. Este compasiune, este empatie. Chiar simt în inima mea sfâșierea din familia celuilalt. Dumnezeu să ne binecuvinteze și închei punând aceleași două întrebări. Suntem noi, da, întrebare corporativă, un trup? Există toată diversitatea de mădulare? Există interdependența aceea, armonia aceea? Știu că e neapărat trebuință de toți? Sau e competiție între autorități? Și în timp una sau alta dispare și trupul pierde. Există în trupul lui Hristos partea aceasta a acceptării, mădularele slabe să fie acceptate? Există empatie când un mădular suferă? Suntem un trup. Și întrebarea a doua personală, sunt eu parte din trup? Domnul să ne binecuvinteze pe toți
Îmi doresc din inimă biserica locală să se manifeste după morfologia și unitatea și toată mișcarea și toată existența unui trup adevărat. Și fie ca eu și tu să fim mădulare autentice. Biblia spune că fiecare încăietură dă ceva. Mai puneți o întrebare personală, tu dai ceva? Și glanda hipofiză, mazărea aia mică din spatele nasului, aia dă, nu se vede, dar dă, dă comenzi, creează anumite substanțe. Tu ești în trup, oferi, primești, trăiești. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți, să ne vorbească în taină, să corectăm ce trebuie corectat și El să fie Dumnezeul bisericii sale. Amin.